Hilda. Un pusnic văzu odată într-o pădure un șoim. Pasărea aducea spre cuibul său o bucată de carne. Sfâșie carnea în multe bucățele și începu să hrănească cu ea un pui de cioară rănit. Pusnicul se minună de faptul că un șoim hrănea un pui de cioară și se gândi: Dumnezeu mi-a dat un semn. El nu uită nici măcar un pui de cioară rănit. Dumnezeu a făcut ca acel șoim înspăimântător să hrănească o pasăre lipsită de ocrotire dintr-o altă specie. Înțeleg de aici că un Dumnezeu dă tuturor ființelor cele de care au trebuință. Și noi ne preocupăm într-atâta de noi înșine. De acum încolo voi înceta să am grijă de mine. Dumnezeu m-a făcut să pricep ce am de făcut. Nu am să mai caut de mâncare. Dumnezeu nu lasă în părăsire pe nici una dintre creaturile sale. Nu mă va abandona nici pe mine. Zis și făcut, se așeza acolo în pădure și nu se mai clinti din loc. Se ruga și iar se ruga. Nu făcea nimic altceva. Rămase astfel timp de 3 zile și 3 nopți, fără a bea vreun strop de apă sau să ia vreo bucătură de mâncare. După aceste zile, pusnicul era atât de slăbit încât nu mai era în stare nici să ridice mâna. Cum era așa de lipsit de putere, a dormit. Și iată că în vis îi se arătă un înger. Îngerul îl privi cu tristețe și grăi. Este adevărat că semnul era pentru tine, dar tu trebuia să înveți a urma pilda șoimului.